emoționantă ale emisiunii noastre. L-am auzit pe prietenul meu de viață, domnul Gabriel Cotaviță, susurându-mi în urechea cu cască. Ați făcut o mare greșeală invitându-ne pe noi doi în aceeași ediție. Cei doi, adică și el și domnul Cătălin Crișan, aici de față, s-au pregătit pentru un duo absolut insolit pe care ni-l vor prezenta când vor dori. Bine că nu e indolent. La întrebarea, mai sunt și alți invitați în afară de noi în seara asta? Răspunsul a fost, vedem cum decurge. Vezi, Gabi, ți-am zis eu că nu e bine să vorbești, că tot ce vorbim în pauză ne spune Teo. Să rămână, Teo, bine te-am v-am regăsit. Dar tu ai senzația... Pentru că nu am să stare de ce altceva. Da, se aude, merge. Tu ai senzația că eu nu știu de ce fac chestia asta? E premeditată treaba. Bineînțeles. Mă folosește pe viață, exact. Dragii mei, dragii noștri telespectatori, să știți că noi o să ne vedeți, noi ne șicanăm așa tot timpul, dar suntem prieteni de vreo 33 de ani. Deci tot ce e subliminal, eu știu, subcutana, ce facem noi, e o joacă. Noi suntem foarte buni prieteni, să știți. Nu știu dacă merită aplauda chestia asta, dar nu contează. Normal, bă, trebuie merită, dar așa de puțin mai sunt adevărați prieteni. Auzi, nu vrei să-i lași pe oamenii ăștia să-și facă meseria, că n-am venit să vorbim noi, să uită la noi ca la... Iartă-mă că te întrebăm, dar ce meserie avem? Ei ne-au invitat pe noi pentru că nu au ce să spună. Bă, dați seama că e ultima oară când îi mai invită. Da. Lasă, zi tu ceva drăguț, mamă, ca să-i echilibrezi. Vă rog. Înțeleg că s-a născut o colaborare și că lucrurile au mers lin. Da, a fost o întâmplare. A fost oarecum o întâmplare. Eram la Baia Mare la Festivalul Castanelor și într-o noapte, că spectacolele de obicei sunt noapte. Deci din gura lui Cătălin și la Festivalul Castanelor mie mi se pare ceva peiorativ. Mai ales când Gabi accentuează într-o noapte. Da, știți? O să râdeți, dar are tradiție mare. Știi? Și stăteam după spectacol așa de vorbă la masă, gazda a fost foarte primitoare și am zis, hai să cântăm, ce ar fi să scriu o piesă, să cântăm împreună. Înainte mai ne-am pregătit. Ce ne-am pregătit? Nu ne-am pregătit. Hai că a fost spontan. A fost spontan. Deci nu dintr-o dată. Nu contrazice un scorpion, tu ascultă-mă ce spun. De primul decan. Fii atent. Deci a fost așa. Noi îl vedeam cu mare plăcere și stăteam ca doi cetățeni pe care se cunosc de câțiva ani buni și stăteam de până am amintiri. Și el îmi povestea, uite, am făcut și cântec cu ăsta și am mai făcut și cântec cu ăsta și Monica era alături, se uita așa la noi. Și am simțit privirea apăsată și mi-am zis, e clar. Eram cu doamne la masă, nu eram numai noi doi, să nu credă lumea că... Da, nu. Altceva. Și eu dacă nu. Ei, nu, dar n-arată foarte. Nu, dar chiar o doamnă implicată, adică nu orice fel de doamnă. Și zice, bă, dar voi, exact cam așa, bă, dar voi nu faceți niciun duet împreună? Cine, noi? Ăsta se uită da, la mine. Da, și asta a fost... Ăsta se uită la mine. Și zic, nu era ideea. Nu era ideea, mă. Tu cânti puternic, ai o voce așa mai acidă. Eu pentru perfuzii ușurel așa pe lângă tine. Hai să vedem ce ieși. Și... Cum adică pentru perfuzii? Mă iertați. Povestesc că... eu. Da, te rog. Când eram mici, acum vreo 20 de ani, exact, de-aia am zis. Îl invit pe acest cetățean și bun prieten. Și îl invităm la o masă la care erau oameni de tot felul de naționalități. A început să spună bancuri exact cu naționalitățile alea. I-am învenețit picioarele pe sub masă, pentru că una dintre personaje spunea bancuri cu evrei. Dacă da, te rea, da, tac, tac, nu mai zic. Și cu blonde. Și zice, o să facem și noi o emisiune, dacă vreți, o emisiune frumoasă pentru perfuzabili. Și a ținut minte, 20 ceva de ani n-ai ținut. Am înnebunit, vă dați seama. A venit la mine persoana și zice, faceți-o cum adică pentru perfuzare? Așa glumește el. Îl lasă. Nu, dar dacă ți-aduce aminte, făceai prima emisiune la televiziunea ta de... Da. Eu știu, inițial, da? Hai să-i spunem așa. Inițial a fost la prima noi. Emisiune era. Da, nu mai țin. Nu mai Tele 7 a fost inițial. Lasă Tele 7. De acolo a fost șef, mă, lasă Scorpionul. Păi eu n-am făcut la Tele 7, n-am făcut emisiuni. Dar după ce plecați eram noi. Păi da, de-aia am avut noroc. Au ieșit bine. Și... Șef, ești nebun, alergam după el cu Zara, avea toată ținut, toată... Ce a făcut? S-a și punit? Și la prima ei, la prima ei emisiune... Nu, că ei nu s-au văzut de mult, vă povestesc noastră și ție. La prima emisiune m-a pus să spun un banc. Ți-aduce aminte aia cu găina? Da. Ți-aduce aminte, are 30 de ani. Și după, n-are o să repetăm bancul? Nu! Hai că nu era o nenorocire. Bă, era.
Era, a, pentru că după emisiune mi-a zis, mă dă afară, nu te mai invit, ce bancul e ăsta? Și atunci a aflat eu pentru prima oară că știu și eu câteva mii. Câteva de zeci de mii. Tu și Vali Teodosiu sunteți cei mai buni pe asta. Mai ții minte în ploaia aia atunci la mare? Ai făcut 40 de grade, mâncați-i aș gura ta. Știi că nu mai ține minte. Ca să înțelegeți, era o vijelie la mare și am zis, bă, hai să o ținem noi, toate celelalte posturi. Ce-i tu emisiune la mare? Noi eram pe litoral, afară, și ne-au spus oamenii din car, plecați de acolo, că în loc de distribuție o să avem necrolog. Andrei, nu, dar pur și simplu zburau umbrelele, adică era nebunie. Da. Și cu Măriuța, Cârneci. Și nici lumină n-aveam, ții? Tu erai în direct, trebuia să vii în direct. Ne-au oprit lumina, pentru că ne electrocutam. Pe el îl aruncase cineva într-un lac, din glumă, un bou sinistru, îl aruncase pe Cătălin în lac și el răcise. Și atunci Andrei Gheorghe și cu mine ne băgam lângă el, că era febril. Știi? Și făcea Gheorghe, că venea câte o rafală din aia de zbura tot. A, mă, că se liniștește! Și noi, pe lângă Cătălin, greșeam să ne încălzim un pic. A fost ceva absolut uluitor. Da, uite că trec anii și ne amintim cu plăcere și probabil că mulți dintre cei care se uitau cu mine s-au născut sără. Da, nu, probabil că nici nu ne cred. Cum? Păi ne jurăm cei. Da, ce? Pe mine nu m-a luat de nevastă. De ce nu m-a luat de nevastă? Nu, no, ți-ar fi fost bine cu mine. Că n-ai da, nu știe cu mine, ai dreptate. No, no, no. No. E mai bine așa, odată la 3-4 ani, mai depă n-am amintit. Ne și bucurăm. Da. Cred că la vârsta mea, că tu ești tânără și frumoasă, ce am face dacă te-aș lua de nevastă acum? Păi, am depănat doar amintiri, că mai mult ce să faci. Vorbești serios? Așa rău stăm? Lasă că nu știi că așa e bine să zic. A, da, ca să-i faci surprize. Înțeleg. Da. Dacă te dai mare, n-ai făcut. Înțeleg. Eu cu domnul Cotaviță n-am putut să mă mărit. Ai venit ca o floare și pești ca... Stai un pic, Cotaviță mi-a băgat în cap, prin perfuzie, mi-a băgat în cap, că noi doi, el și cu mine, suntem doi celibatari. Bă, ție să-ți intre bine în cap, tu și cu mine suntem celibatari prin natura lucrurilor. El e însurat și eu l-am crezut. Tu știi foarte bine că am zis, domnule, eu atâta vreme cât mai am memorie, nu mă mai căsătoresc niciodată. Eu mi-am pierdut memoria. Și eu la fel. Dar mie mi-a prins foarte bine. M-am măritat imediat după. Ai văzut? Da. Și m-am zis la fel. Pe asta. Așa se întâmplă când răcim. Ce vorbiți voi de măritat, de asta? De... Pentru că, bă, spre osebire de tine care ești divorțat și nehotărât în tate. Eu am fost însurat de când m-am născut. Da, timpul am fost însurat. Spre osebire de tine, pe care eu l-admir pentru faptul că poate să râdă dintr-o căcatul în care a fost, așa, și poate să trăiască, uite, viața asta, să pună bancuri, să fie relaxat, să scrie cântece. Versurile sunt foarte frumoase, nu știu unde au venit. Da, melodia e cam la soare, da. Da, asta știam de foarte mulțumesc. Bine. Știam foarte bine. Cine a scris versurile, cine a scris melodia? El a scris tot. Eu. Deci, nu. Acum lăsând gluma la o parte, el e un tip extrem de profesionist, în adevăratul sens al cuvântului. Adică prietenie e prietenie, treaba e treaba. Și după ce am cântat melodia, zic, stai să vezi că nu-i place aia, că nu-i place aia. Că dacă e cu fițe câteodată așa. Tu mie îmi spui, a scris texte pentru el. Da. Nu, pentru el sau împreună cu el. Împreună cu așa. El. Împreună cu el, că Scorpion, n-ai cum să... Mă trimite să... Zice, du-te, ia-ți banii de la Brânzan, de la 5. Zice, du-te, ia-ți banii că se termină și iar rămâne mâncată. Și să-mi vii cu... Vreau să-mi vii cu o bârnă care să-mi țină tot refrenul. Eu nu mi-ai zis de bârnă asta. Bârnă. Și am venit cu bârna, am spinare, ce ai? Cât de mult ca bărbat poți greși. Și am venit cu bârna de la... Da, și cu leafa. Parțial color, cât s-a putut. Atâta, că nu s-a putea. Deci melodia i-a plăcut. Melodia i-a plăcut, am la versuri. La versuri să vezi acum. Nu intră în gură. N-a zis nimic. Mie mi-a zis, bă, nu e, consoana asta are punctul de articulare prea apropiat de consoana aia. Nu-mi intră în gură, n-am cum să zic L după R și după S. N-am cum. Crăcănează-le Teodoro. Bine, el e obsedat cu crăcănatul cuvintelor. Da, știu, cuvintelor, știu. Eu am rămas virgină, dar consoanele... Dar la cuvinte... Da. Vreau să spun ceva. Sunt convins că îi pare rău că n-am mai contribuit împreună la texte. Sunt Erai convins. Îndrăgostit. Bă, eram cu pâna tăiată, nu că eram îndrăgostit. Exact. Au, știi de ce cred eu că râde lumea? Teo știe foarte bine și tu la fel. De ce cred că râde lumea acasă? Pentru că în momentul în care colegii operatori râd și văd că râdă, rup pământul, pentru că operatorii văd de toate, da, de zeci de ani. Îi râdeau acum, de rupeau pământul. Vă mulțumim, înseamnă că nu suntem penibili. Mulțumim. Înseamnă că nu m-am crăcănat degeaba, iar Cocoș a și lucrat cu noi.
Adică el râde din respect. Da, deci cam asta a fost. I-a plăcut și melodia, i-au plăcut și versurile. Și bineînțeles că pentru a ieși totul foarte bine, ce am făcut? Am apelat la Mugurel Vrabete. Prietenul nostru comun. Și el a orchestrat-o, da, și am înregistrat cu el și am mixat, și nu numai cu el, și cu Marian. Și cu Marian și cu... Marian? Și cu Gabi. Cu Gabi, mă. Care Gabi? Care Gabi Andreș. Așa, da. Gabi Andreș, care este om cu care eu am lucrat din secolul trecut. Da. Da, și pe mine mă întreabă lumea, voi lucrez cu cineva care a făcut primul război mondial. Da. N-are sens. Zic, mai are voce, ce bă, să faci? Bă, dacă a supraviețuit, înțelegi? La baionetă. Fost excepțională, stimați. Dacă era instrumentală. Dacă era instrumentală. Da, asta este, a trebuit exact. Și domnul. Uite, bă, n-a vorbit deloc. Și când a început... Mi-a dat o castană. Da, la baia mare. Ce drăguț. Și eu da, nu pot să te supăr. Da. Doamne ajută. Nu pot nici să și interpretăm. De ce? Ați terminat? Gata, plecăm? Păi gata. Păi nu fost vorba, că nu mai intră nimic după noi. Mă, nici iarba nu crește lângă tine. Îmi cer scuze, n-avem cum să nu băgăm, că am tot poemeam la bani înainte de... Nu, hai să cântăm cu oamenii, au invitat serios după. Hai să-i lăsăm pe oamenii. Despre ce e piesa? Zine și noi, dacă îți mai aduce despre aminte. Despre prietenie, mă. Despre ideea când că... ai spus dacă îți mai aduce aminte, pe cine ai întrebat? Pe mine? Păi nu, că noi trei avem 150 de ani, păi și asta e bine să ne aducem aminte. Dar cu mine cu tot facem 200. Haideți să mergem în centru. Tu o cânti așa de jos? 200 și. 200 și, fix. Hai. Mergem în centru, timp în care ne și povestiți despre ce e piesa. Deci despre ce e piesa? Am stat și m-am gândit la versuri despre ce să scriu, pentru că n-am scris niciodată pentru bărbat cu bărbat. Și să știi că e o problemă. Să cânti, știu, e o problemă. Să știu, cânti, să, că nu o să stăm. Păi nu, pe tocmai de-aia am și zis. Da. Că nu poți stai să te uiți în ochii lui, că mă mai zice lumea, Doamne, pe... Da, vește, plus că ochelarii de asta, da, Doamne, da. Nici nu știu unde să uită. Da, nu știu că să uită și după colț, așa, că iar e păia, n-ai de unde să știi. Și atunci am zis, hai, Doamne, să scriu ceva despre ceva general. Ce poate să fie general și frumos? Vara. Litoralul. Marea. Iubirea. Sentim? Brav. Uite că... Că mai vorbește și de bine, da, în emisiunea asta. Trei bărbați și un meteorolog. Hai să mergem în centru. Hai să ne așezăm în centru ca să ne proptim în dreptul propriei imagini. În centru atenției. Am vorbit un semn, dar eu mai fac așa de... Am vorbit frumos la final, pentru că și Gabi s-a uitat cu ochi buni la mine, măcar la finalul interviului. Mulțumesc, Gabi. Mi-a aruncat o privire. Pupă-l. Nu, stai puțin. Nu se uita la tine. Nu am observat, mă uitam la tine. Ah, scuze. Și-a Gabi și Cătălin Crișan.